Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, în episodul de astăzi vom reacționa la persoane care au anumite fantome la ei în dormitor și vă recomand să vă uitați la tot videoclipul să vedeți dacă nu cumva din greșeală aveți și voi vreo fantomă în dormitor. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Dacă vreți să facem reacții de genul așa mai creepy și Doamne ajută să ajungem la 100.000 de abonați și eu zic să începem videoclipul. Ei bine, fraților, prima dată este vorba de fantoma anumită Hada și habar n-am care-i treaba. La băiatul ăsta o să citească bunica sa povestea de culcare și după când pleacă bunica sa din cameră, Hada se face văzută și nu știu ce o să-i se întâmple micuțului, dar sperăm că o să fie totul bine. Hai să vedem. End. Adică aici s-a terminat. Vedeți, vorbesc altă limbă. Credeți-vă, afară e furtună. Deci clar că o să se întâmple ceva. Cred că i-a picat dinții. Uite, i-a pus sub pernă dintele ca să vină zâna măseluță. Și-l pupă, boi, și cred că vine Hada. E timpul să te culci. Vise plăcute. Bă, să nu vină Hada aia să-l pune la respect. Bunică? Spune-mi. Te rog... Mamă, deci e frică pentru că un băiat, sau nu știu cineva, pe nume Sam, i-a zis că dacă închide lumina o să-l viziteze Hada. Și ea nu o să creadă, bunica nu crede. Mâine ai scoală. Nu poți să fie așa în fiecare noapte. Hai, ai închis, aia, gata. L-am urât. E din cauza dintelui meu. Nu fa asta, să-ți speriat. Micuțul vrea să doarmă cu lumina aprinsă. Aaaa. Te rog, nu pleca, bunică. Uite, e acolo. Cum adică e acolo? Arată-ne și nouă, băi. Se joacă cu jucăriile mele. E chiar acolo? Arată-ne, mă, și nouă. Uite, se joacă acolo. Bă, dar arată-ne și noi cineva acolo care joacă cu jucăriile lui. Bă, fraților. Nu-i nimeni, bă. Ce-o l-a urat oraș la băiețașul ăsta? Ba, sau? Cine? Nu-i nimeni, bă, micuțule. Ți-am zis să mergi la... să te culci. Bun, i-a închis ușa, l-a lăsat, acum fi fantom la urmă. Ma. Ce sute așa? Mamă, băieți, cred că o să iasă cineva de aici, vă zic. Deci, vă face... respira așa. Mamă, voi să-mi ia mare jumpscare. Bă, ai grijă, micuțule. Adică ce să ai grijă, că tu n-ai nicio de-asta. Vrea să aprinde lumina. Aprinde-o, frate. Ba nu, vrea să scoate ceva din ăla. Telefon. Ba nu, lanterna. Dar de ce n-a prins lumina? De ce trebuie neapărat să ia lanterna? Mamă, dreapta lui. Bă, chiar era cineva. Bă, voi ați văzut, chiar era cineva în geacă așa verde. Dar pe bune era cineva. Mamă, cred că e supatul lui, bă, ce s-a auzit. Mamă, e supatul lui și băiatul se uită supat. Bă, nu fă asta, bă. Mamă, i-a aruncat un nou. Bă, nu, băi, stai că se dă ceva. Man, nu te uita sub patul tău, șmechere! Mamă, acum s-a aruncat el în pat. Băi, parcă te rescui mai mult decât băiatul ăsta. Uitați-vă ce calm ești, nebun la cap. Bă, frate. Băi, e prea calm băiatul ăsta. Deci nu te uiți în dreapta ta, teoretic acolo trebuie să fie Hada. Mamă, acum o să o vadă, băi, să nu vă speriați, să fie un jumpscare. Ma, nu? Să nu fie în spatele lui, boys. Mamă, o să o vadă. Mamă, bă, parcă acolo am văzut ceva. Mamă. Aba nu, e un copilaș. Uite, e un copilaș. Și acum cred că vine Hada. Aici e? Bă! Ce e asta, man? Și am pus și stop ca prostul să se și vadă, mă, nu putea să se dea mai față. Bun, deci da, cred că a fost numai un coșmar de-a lui, nu?
Ma! Ba nu. Sunt supat acum. El cu tovarășul lui. Asta e un tovarăș de lui. O fi că Sam e o fantomă care îl apără trebuie de altă fantomă. Nu? Hada? Aoleu! Bă! Deci e Hada. Aia cred că e Hada și asta e Sam. Asta Sam într-un fel e tovarășul lui. Bă! Bă, frate, nu e ok, bă. Bă, pe bune, fraților, mie nu-mi place, nu-mi place atmosfera asta. Ai grijă, frate, dar... Mamă, acum o să ne luăm mare chestie, dacă se termină asta. Se termină la final, mai avem. O noapte interesantă pentru puiuțul nostru. Dar tare cred eu că... o să fie nașpa, mamă, uitați-vă, e cineva acolo. Mamă, e lanterna acolo. Nu m-aș duce, boys. Nu m-aș apuca după lanternă, zic sincer. A luat lanterna, bravo lui. Nu-i nimeni de acolo. Dar o să fie, bă, budici. Mă, bă, ai cineva acolo. Aoleu, mamă. Ma. Aoleu, bă, ce-i asta, mă? Băi, frate, ok, nu o să ne mai speriem acum, pe bune nu ne mai speriem. Nu mă sperii, orice face. I s-a prins lumina, așa că cred că e lângă el. Bă, da, uite, e în spatele lui. Micuțule, nu crede, băi. Mulțumesc, Sam. Care Sam, frate, că Sam a fost mâncat deja de aia și acum urmează să mori. Se ridică cineva, opa. Hopa, micuțule! Hai că nu-i nimeni. Și acum că întoarce ea acolo lângă el. Undeva în dreapta, boys. În dreapta lui. Aoleu! Hada! Doamne ferește! Băi! Deci, fraților, pe bune, asta a fost un short horror film. Mi s-a părut super, super mișto. Cam creepy Hada asta, mai exact pentru... Mai ales pentru o poveste cu niște copii. Însă acum, boys, mai avem încă unul care se numește Mr. Eccles. Este tot un short film de la Crypt TV. Tot ceva pe principiu e singur acasă și te mănâncă fantoma. Tot pe ceva de genul. Uite, asta e mai fericit. Bun, ia asta. Hai să trecem direct la partea interesantă. Mr. Eccles. Deci, asta cred că a primit o scrisoare de la Mr. Eccles. Eccles. Ok. Mr. Eccles. Deci acum vine acasă. Deci a primit o scrisoare de la Mr. Eccles. Și o fi că acum o deschide și zice ceva de genul că o să vin după tine. Îți dai seama, pui, asta atâta ghinion să ai să primești o scrisoare de la o fantomă care zice că te omoară. Adică de ce fix pe tine și nu pe alții? Deci... Pă bune. Hai să vedem. Mr. Eccles. Uitați acolo, acolo și-a pus ea scrisoarea? Cred că acum caută despre el pe Google. Ba, nu, lucrează la ceva. Deci acolo și-a pus ea scrisoarea sau a fost pusă efectiv acolo? S-a auzit ceva? Bă. Fraților, stai. Dar s-a auzit ceva așa, man. Bă, poate doar ți-a pucnit mobila. Ce-ai? E cam paranoică. Dar cine e Mr. Eccles ăsta? Trebuie să ne facă așa o mică prezentare, nu? Nu i-a pus. Uitați-vă că și-ai mirată că e scrisoarea asta aici. O fi că ea a uitat de ea sau... Să vedem ce a primit de la Mr. Eccles a noastră. Mamă, fraților, vă zic eu că nu e bună. Deci vă zic eu că nu e bună. O poză cu patul ei, cum e acum. What? Bă, care erau șansele să știe cum e patul ei? Că... Asta, poza a fost trimisă... Mă!
A, uitați-vă, deci da, pe bune, a chemat poliția. Poate să fie doar o coincidență. Deci a trimis o poză cu patul ei gol și fix atunci era gol. Cineva a fost în apartamentul meu. Ce că ați băut, Mr. Domnul Tommy? Ah, boys, nu Mr. Eccles i-a făcut poze, deci cineva i-a făcut poze și voia să-i trimită lui Mr. Eccles ăsta. O puta, asta dacă, ia stai puțin băieți, dacă nu-i asta, nu e scrisoarea ei, de ce i-a luat ea aia pentru Mr. Eccles? O să ne uităm pe alea de supraveghere, să vedem ce o să găsească. Dar ea dacă nu e a ei scrisoarea, de ce i-a luat-o? Și zic, adică... Da, nașpa. Uite, sună telefonul. Hai să vedem. Bă, sunt curios. Sunt curios până la urmă. Care-i treaba? Hello? Yeah. Doamna Tommy, îl sună ofițerul. Hi. We reviewed the security types. And? Postman delivers two letters. Both white envelopes. No one else was near your mailbox. That doesn't make any sense. Someone had to hand deliver that letter. Sorry, miss. Și că nimeni nu i-a pus scrisoarea acolo. Bă... Deci scrisoarea lui a apărut acolo, efectiv, cum a apărut și la ea în casă. O fi că e vreo fantomă asta, că un stalker n-are cum să fie. Ce se întâmplă acum? Mamă. Și ai încă îi sperie. Mamă, cineva bate la ușa. Uai, să moară, frate. Acum începe. Du-te, sora mea, că cineva bate la ușă. Du-te, bate la ușă. Dă-i. Hello? Dă-i. Mamă, încă o dată asta cu Mr. Eccles. Și acum, i-a mai trimis-o... Nu o să mai dau skip, scuzați-mă. Deci acum i-a trimis o fotografie cu patul ei și cu un cadou pe patul ei. Hai să vedem. Deschide asta. Să ne dacă e un cadou pe patul ei. Ma. Mia. Păi o cheamă Mia. Mia, cum mă știu cum. Hai, sora mea. Asta, o fi că ea e... Da, ea e Mia Tommy, nu? Că așa i-a zis doamna Tommy. Mia Tommy. Băi, bă, băieți. I-a trimis asta. Aia, i-a trimis un puzzle. Băi, a trimis un puzzle. Ia să vedem cum arată puzzle-ul la final. Ia, și care e treaba cu puzzle-ul ei? I-a trimis un puzzle. De ce e speriată? Mamă, e un băiat cu o mască pe față. Mamă, și acum se aude ceva. Băi, acum cred că o să apare băiatul ăla în cadru. Bă, nu-i bine. Acum cred că o să apară, să nu vă speriați, băi, dacă apare. Eu o să-mi dau căștile mai cet că nu vreau să-mi amare jumpscare și-a apărut. Ok, fraților, ăsta a fost episodul de astăzi. Bă, mi s-a părut foarte, foarte creepy. Mai creepy primul episod decât ăsta, ce-i drept. Însă și ăsta a fost foarte, foarte interesant. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, pa, pa!